2 mai, ora 15. Suntem în direct cu cele mai mari premii care au existat vreodată. În bani, mașini, case. Păi și ce facem? Tu, Vărule, prezinți emisiunea și aduci norocul oamenilor. Tu, Lavinia, administrezi totul ca să fie toată lumea mulțumită. Eu vă dau bilele norocoase, iar tu, care te uiți la noi, trebuie să joci. Duminică de duminică de la ora 15. Bună ziua, dragi prieteni ai emisiunii Club Casino. Bine ați venit la o nouă ediție. Astăzi avem ca invitat un, să zicem, un invitat, o prospătură, un rookie on the market, nu atât ca individ, ci ca pe cine reprezintă, ca reprezentant. Deci, cum spuneam, îl avem ca invitat pe Alexandru Sârbu, project manager în cadrul companiei Bingo Show, o apariție nouă și sperăm noi de bun augur pe piața de jocuri de noroc din România. Bine ai venit, Alexandru! Bine v-am găsit! Bine ai venit, Alexandru! Mulțumim. Bine ai venit, Vlad! Invitație. Bine te-am găsit, Mihnea! Așa, hai să vedem ce e cu Bingo Show ăsta. Ia povestește-ne un pic ce înseamnă Bingo Show. Bingo Show se vrea... Să vorbești un pic mai tare, că poate... Se vrea a fi cel mai de succes bingo din istoria României. Așa ne-am propus noi. Din istoria milenară. Din istoria... toată istoria. Așa zicea, era pe vremea, istoria milenară a României, perfect. Da, este o idee ce a plecat de la asociații Bingo Show. O idee care mi-a surâs și mie și... Am zis, de ce nu? Să nu sper că faci parte dintre asociații Bingo Show. Nu, încă nu. Sper că pe viitor... Există un încă, fii atent că se prefigurează un Ferrari. Parcă nu știu, parcă un Testarossa, mă, dar așa mai da. Vechi, așa mai... De ce nu? Da, e un proiect în care chiar am pus suflet și chiar îmi place ceea ce fac aici. Deci, Bingo Show. Bingo Show va fi... Ce va fi? Bingo Show va fi un... Bingo televizat. Bingo Show e firma, înțeleg. Este firma, da, iar Bingo Mania este show-ul. Bun, exact. Deci Bingo Mania este brandul și show-ul care este, va fi un show în adevăratul sens al cuvântului. Va fi un show, chiar un show în adevăratul sens al cuvântului, da. Va fi un show la Etno TV, partenerul nostru. Deci ăsta e partenerul media. Este care... partenerul media, da. Duminica la ora 3 o să fie emisiunea. În fiecare duminică la ora 3 sperăm noi. Când să începe? O să, prima ediție o să fie chiar în ziua de Paște, pe 2 mai. Da, nu e un păcat? Nu e un păcat să joci de noroc de Paște? Păcat nu este să joci la... Păcat e să câștigi. Păcat e să câștigi. Doamne Ferea, noroc nu e păcat. Păcat e să pierzi. Da. Deci nu e nicio... Nu este. Cei cu biserica poate să... Din contră. Poate să joace. Poate să joace la prânz. În dimineața să ducă o trenie și după aia... Mi-a venit o idee. Hai că tot începem să dăm. Ce înseamnă asta? Deci o să fie un fel de bingo televizat? Lasă-mă un pic, Vlad. De ce la Etno? La Etno pentru că vrem să targetăm și persoanele... Mai răspândite prin țară. Mai răspândite prin țară, da, exact. Pentru că toate celelalte show-uri de bingo au pus accentul oarecum doar pe marile orașe. Aici vrem să acoperim toată țara. Am înțeles. Toată țara. Bună, e bună ideea. V-ați rămâne surprins, dar Etno chiar are o audiență foarte bună. Da, nici nu mă îndoiam. Eu nu fac parte din audiența lui, dar am să mă uit, să știi, chiar am să mă uit cu interes la această. Deci țineți minte, dragi prieteni. Nici eu nu făceam parte, dar mă scuzați. Chiar am descoperit câteva emisiuni foarte, foarte bune. Da, aia vă răbdare. Dragi prieteni, țineți minte, da? 2 mai, deci în prima zi de Paști, se lansează Bingo Mania. Un super show de televiziune la Etno TV, încep cu ora 3, da? 15. Cu ora 15. Mâncați, da? Ciocniți ouă, salată de băf și ciorbă, un vin roșu neapărat și după aia, ca să vă treacă amarul, veți luați un bilet la Bingo Show, la Bingo Mania. Chiar să fie, aveți, chiar să fie un super show. Avem invitați. Ce invitați aveți? Nu pot să vă dezvolui acum toți invitații. Va fi o surpriză. Da, gazdă? Cine? Am aflat cine este. Gazdă emisiunii o să fie Văru Sandel împreună cu Lavinia, da. Lavinia. Văru Sandel e al Laviniei sau Gavinia lui Văru Sandel?
Pot fi ambele. Să fie ambele. Da. Încă nu e stabil. Bun, așa, hai că acum ne-am lămurit. Eu sunt un cetățean simplu și mă uit la reclamele voastre și vreau să-mi iau un bilet. Da. Cum faceți voi distribuția de bilete ca să, sau cum le ziceți? Biletele ziceți, nu? Le zicem cartoane. Cartoane. Ele cum faceți cartoane, distribuția da. De cartoane? La bingo sunt cartoane. Da. Cartoane. Păi, în primul rând, distribuția de cartoane o facem prin rețelele proprii, standuri ce se regăsesc în principalele piețe din majoritatea orașelor, acolo unde am reușit să facem contracte cu piețele respective. În anumite locații profi, sperăm noi că pe viitor vor fi toate, pentru că ne-au dat doar anumite locații profi unde să putem să punem standul nostru și să vindem cartoane. Urmează acum în câteva locații Winmart și Carrefour Express, asta fiind rețeaua proprie. Iar din punct de vedere al parteneriatelor, avem o rețea de distribuție destul de solidă, cu foarte multe puncte, aș putea să spun. Cam câte puncte? Undeva la 1300 de puncte. Cum v-ați orientat să ajungeți la punctul ăsta? Hai să vedem, care sunt partenerii? Păi, principalii parteneri ar fi casele de pariuri GuessBet. Deci atenție, discutăm de partenerii de distribuție, partenerii nu? Partenerii de distribuție. Da, da. Nu sunt partenerii în firmă, sunt partenerii de distribuție, da. GuessBet, da, care vine cu cele mai multe locații, urmat de RiverBet, SmartBet, și mai nou de câteva zile, 2-3 zile, Parigo. Deci v-ați orientat bine, pentru că casele de pariuri sunt destul de împrăștiate în țară. Și cunoscute. Da, au fiecare 2-3-500 de locații, poate chiar mai mult. Bănuiesc că GuessBet are chiar mai mult. Ar fi așa să stea un trecut, dar nu fi scăzut. Da. Nu. Dacă fiecare vine cu 600 sau cu 500 medii, ajungi pe la vreo 2000, ceea ce e ok, sunt împrăștiate în țară. Bun, e bună, distribuția e bună. Super bună. Iar cealaltă distribuție a voastră, deci aveți tornete în diverse magazine sau piețe, spații comerciale, să zicem. Exact. Prin principal ar fi profi, nu? În principal profi și piețe. Și piețe. Pe ideea de la care am plecat noi cu piețele, dar piețele în ultima vreme nu prea mai sunt atât de transitate. Online? Se poate cumpăra online, bilet? Da, am reușit după grele încercări să obținem și un procesator de plăți care să ne ajute. Și de o săptămână am pornit și cu online-ul. Deci voi ați avut aceeași problemă care au toți organizatorii de jocuri de noroc cu băncile? Da, exact. Am avut și ați reușit să deschideți contul în bănci, ați reușit. Trebuia să veniți la Vlad, vă deschide el cont și dacă nu la mine, vă deschideam eu la mine. Vă deschideam un cont la mine, dar nu vă vedeți. Sigur, contul e cel mai ușor de deschis. Asta e bineînțeles. Și după aia de luat bani. După aia mai vedeți voi. Bun, ok, deci acum am făcut prima etapă, lumea a auzit de voi, a cumpărat bilete? S-au cumpărat bilete. Când ați început vânzarea de cartoane, nu de bilete? Tot îmi pare rău, vă zic bilete, dar cartoane, înțelegi cartoane, că de cartoane. Da, trebuie să păstrăm termenul de cartoane. Da. Că... Deci când ați deschis, când ați demarat acțiunea de vânzare de cartoane pentru prima emisiune? Am început în urmă cu 2 săptămâni. Să vedem exact și ce probleme o să întâmpinăm. Da, ce e foarte mișto că voi ați început... Am început de vreme. Ați început? Nu pot să zic de vreme. De 2 săptămâni, 3 săptămâni înainte nu e de vreme. Fără niciun fel de, sau cel puțin am observat eu, poate nu mă uit prea mult la televizor, dar n-am pus niciun fel de reclamă. Dar cum te uiți pe Edno? Da, reclama a fost făcută la Edno, da. Po, bun, stai puțin, Edno, înțeleg, Edno, aveți un public țintă la Edno care nu e publicul vostru de bază. Publicul de bază, practic, sunt sălile de pariuri sportive care bănuiesc că și în sală aveți postere, ceva cu reclamă, că există în fiecare sală, da, există un poster atât la interior cât și la exterior, flyere. Eu sunt absolut convins că Fraiere. Nu știu cum se numesc exact. Nu, Edno vine să adune mai mulți potențiali, să mărească targetul vostru, dar targetul vostru principal, nu pot să zic că e doar Edno. Oamenii care se uită la Edno. Tocmai de asta am și avut ideea să distribuim cartoanele în rețeaua caselor de pariuri. Pentru a ne diversifica clienții. Corect. Jucătorii. Bun, perfect, am înțeles-o și pe asta. Deci, cetățeanul își ia bilet și după aia ce face? Cetățeanul își ia bilet pentru... Carton, își ia carton. Da. Până să ajungă să-și ia carton, trebuie să urmeze câțiva pași. Acum, fie că este online, fie că se duce la un centru de al nostru propriu sau într-o casă de pariuri,
el trebuie să își creeze un cont. Pentru a-și crea acest cont, trebuie să ne furnizeze minimum de date, ceea ce înseamnă nume, prenume, număr de telefon, care este și cod unic de înregistrare și de verificare, și adresă de e-mail. Deci aici nu mai avem CNP, avem telefon. Nu avem. Când ai telefon, ai plătat. Ce faceți cu cei care, să zicem, din zona rurală, mai puțin digitalizată, să zicem, care nu au e-mail? Cum își fac contul? Dacă, cum își fac contul? Dacă au număr de telefon, este în regulă. Deci merge și... Da. Merge. Deci, practic, stai, hai să înțelegem așa. Eu sunt Nea Vasile și mă duc la o sală de jocuri, la o sală de pariuri, nu știu, Riverbet, că tot ai zis de Riverbet, din Cuca Măcăi. Și Riverbet are sâl până la Cuca Măcăi? Are, bă, și la Cuca Măcăi. Și văd acolo un poster, că o să fie duminică la ora 15, parcă, 15, da? 15, da. Păi, NTV, bingo, așa. Și vreau să-mi iau și eu cartoane, două cartoane, trei cartoane. Bun, întreg în stânga, așa mă duc la ghișeu și spun, vreau și eu să, așa, să iau două cartoane. Exact. Ce o să spună doamna sau domnul de la ghișeu? Domne, trebuie să vă registrați. Care e în aceeași localitate? Nu, o să zic, să-mi bag piciorul, păi cum să mă registrez? Și să bănesc că eu o să spun, hai că vă ajut eu să vă registrați. Nu, o să-i ceară în primul rând număr de telefon pentru a vedea dacă este înregistrat sau nu. Să-l scoată doamna și... Nu știu. Să vadă dacă este deja. V-ați gândit să faceți după ce strângeți această agenție matrimonială? N-ar fi o idee rea. Da. Așa, bun, zic că te-am întrebat. Da. Își introduce numărul de telefon, dacă nu este înregistrat în sistem, își creează cont. Deci, practic, când înregistrează în sistem, exact, operatorul de la... Nu trebuie să-și facă singur, că el n-are multe reguante de la... Nu. Aici vreau să spun. Trebuie să-și facă singur la casierie. Dacă se duce singur la terminale, că știți că în casele de pariuri sunt și terminale. Acolo trebuie să-și facă singur. Deci există posibilitatea de a cumpăra tichete, cartoane și în terminale. Și pe implementat soft și pe terminalele atât. Asta e o chestie foarte bună. Și River. Asta e o chestie se poate foarte lua bună. Și mă duc la doamna operatoare și îmi face ea contul sau mi-l fac singur la terminal? Fac singur la terminal. Exact. Pot să mi-l fac și online, ai zis. Pot să mi-l fac și online și să achiziționez cartoane online. Exact ca orice altă achiziție. De fiecare dată când vreau să cumpăr, fac alt cont sau am unul pe viață? Am unul singur. La online îți cere user și parolă, pentru că în momentul în care îți faci cont online, îți alegi un user și o parolă. De la user este adresa de e-mail și parola pe care și-o selectează fiecare. Iar în casele de pariuri îi cere numărul de telefon. Dar o singură dată, nu mă interesează. Dacă mă duc peste 3 luni să-mi fac, să mai iau un carton... Contul a fost creat, este funcțional. Bun, acum hai să zicem că eu sunt mulțumit, mi-am luat cartonul, mă așez cu soția, copiii și cu bunicii la televizor, la Etno, să privim ultimele noutăți discografice. Discografice. Ciocnim, bineînțeles, tradițional ou, că este în prima zi de Paște, mâncăm un praz, dăm cu așa, mai luăm și de-aia. Nu uităm de muștar și de vinul roșu și de cozonac la final. Și începe emisiunea. Da. Prezentată de Vărul Sanzel și cu Lavinia. Cu Lavinia. Și Ambru? Ziana. Ai terminat cu prostile. Nu divaga. Bun, deci ne uităm și vedem un super show. Un super show, da. Evident, și eu și tot neamul meu stăm cu sufletul la gură să cântăm bingo, să ne umplem de bani. Măcar linie să stii de acord, să înceapă jocul efectiv de bingo. Exact. Și când vine jocul de bingo, eu câștig un premiu. Exact. Zim și mie, ce pot și eu să câștig? Sau Vlad, că el a cumpărat bilet. În primul rând... Carton. În primul rând, că de aici plecăm de la bază, se pot câștiga premiile de linie și de bingo. Perfect. Clasice. Cel mai puțin interesant. Câștigi în sfânta zi de Paște. Deci, la linie ți-ai banii înapoi. La linie ți-ai banii înapoi, da. Nu poți să iei înainte. La bingo ți-ai altul. Nu poți să ți iei înainte bani? Nu știu. La bingo poți să primești niște bani cu care să ții cartoane pentru următoarea ediție. Aha. Ce alte premii mai sunt? Adică, prin ce mă tentați voi să iau? Că doar așa pentru... Păi or să fie. La prima ediție o să avem... Pentru că la prima ediție nu o să avem cartoane necâștigătoare, o să avem doar cartoanele bonus care intră în urne la extrageri. Nu să fie niciun carton necâștigător, stai. Nu, păi e prima ediție și nu o să fie, nu. Adică toată lumea câștigă? Nu, câștigă toată lumea. Păi dă-mă și eu de un miliard! Nu, trebuie să... Îi devalizez!
da, de la început atunci. În cadrul jocului de bingo, pe lângă premiile de linie bingo și bingo acumulat, or să mai fie și premii speciale. Corect. Da. Premii speciale care, la prima ediție, o să fie un număr de 200 de premii speciale de extrageri din urne. Pe lângă acestea o să fie și 10 premii telefonice. La premiile telefonice... Poți să-ți dau numărul meu de telefon să mă sunați? Că răspund. Dar și te înregistrezi. Nu, că putem. Cine știe? Păi ia și un cartor, bă. Se interpretează că avem... Să iei și un carton, știi cum e? Asta este, interpretează. Să luați măcar un top de cartoane. Un top. Câte cartoane are un top? Un top deci are, atent, are, 180, are 180 de serii. N-a zis o serie, a zis un top. Un top. 180 de serii. Ce, vrei să vă las ferea? Cât e un bilet? Cât e un carton? Cât e un carton? O serie de 6 cartoane, 9,60 lei. Ah, de 6 cartoane, 6 cartoane cu 2 taloane bonus. Dar vine un pic înapoi, cum e că nimeni nu pierde nimeni? Nu pierde nimeni. Practic nu pierde nimeni. Pentru că se uită la televizor. Pentru că toate cartoanele care la prima ediție vor fi necâștigătoare, da? Au primesc a doua șansă la a doua ediție în urnele de necâștigătoare. Ok, ok. Și faci o extragere. Se face o extragere, da, și practic... Deci la prima ediție nu pierde nimeni, la a doua sigur pierde cineva. Da. Hai să vedem promo-ul oficial al acestui nou joc de bingo televizat și revenim. Promo. Ce faci, Zorule? Am buzunarele cam goale. Păi și vrei să ți le umpli? Aș cam vrea. Păi, intră în horă. Hai. Nu așa. Păi cum? Joacă-te cu bilele. La bingo, bingomania. Eu, tu și toată România. Duminică începe nebunia. Bingo! Bingomania se vede în toată România. Ați văzut promo, bine am revenit, bine că ați revenit. Suntem din nou împreună cu Alexandru Sârbu, project manager al Bingo Show, acestei noi companii care lansează, iată, pe 2 mai. Adevărul că după o pauză lungă. O pauză lungă, da, lansează un nou spectacol, un nou super show de bingo televizat pe Etno TV, începând de la ora 3 în fiecare duminică, cum spuneam, pe Etno TV. Hai să vedem ce deosebește pe acest nou show bingo de cele care au fost. Că unele, trebuie să spunem lucrurile pe nume, sunt chiar, unele au și o tristă amintire, nu sunt chiar... Unele, o parte importantă are o tristă amintire. Tocmai, deci da. Ce, care este, da, să zicem... Din păcate, această tristă amintire ne-a impactat și pe noi, pentru că credibilitatea la ora actuală este destul de scăzută în rândul jucătorilor de bingo. Au fost mulți care nu și-au primit câștigurile. Știm, da, știm istoria, n-ai rost să o repetăm. Da. Care este, să zicem, principala diferență între... Principala diferență între noi și fostele jocuri de bingo ar fi prin faptul că nu se mai pierd cartoanele așa cum se pierdeau anterior. În primul rând trebuie să precizăm lucrul acesta, pentru că în momentul în care un client ajunge să achiziționeze cartoane, primește o copie a cartonului, nu primește cartonul propriu-zis, cel oficial de la Imprimeria Națională, primește o copie a cartonului, o copie care are valoare ca și cartonul oficial, numai că datele pe care clientul le introduce la crearea contului și în momentul în care își achiziționează o serie, vor fi printate în sediul nostru central, într-un centru de printare al nostru. Pe cartoanele de la Imprimeria Națională, pe spate, bănuiesc undeva. Exact, exact, da. Bun, iar acum, întrebare, ține puțin chestia asta pentru că e legat de ceea ce spuneai. Eu am cumpărat cartoane și vreau să verific. Da. Există o transparență? Intru pe site-ul vostru sau mă loghez pe contul meu și pot să-mi văd toate biletele care le-am cumpărat,
cartoanele cu care le-am cumpărat, care a fost câștigător, care a fost necâștigător, care merită a doua șansă și așa mai departe. Pe site-ul bingomania.ro, site-ul nostru oficial, fiecare client, jucător, își poate verifica cartonul statusul la pagina verifică statusul cartonul. Care în real time. Exact, exact, da. Ceea ce până acum nu exista. Dacă își cumpără cartoane online de pe site-ul nostru, la rubrica contul meu își găsește toate achizițiile. Și cu statusul fiecăruia. Și cu, ce a rezultat în urma fiecărui. Exact, da. Okay. Dacă îți achiziționezi cartoane de la diversi parteneri sau de la locațiile noastre proprie și primești cartonul fizic, pentru că la achiziția de pe online, el o să primească mail. De asta e obligatoriu, pentru că el în adresa de mail o să-și vadă cartonul pe care l-a cumpărat. Exact, am înțeles. Iar de la distribuitor primește copia cartonului fizic. Da, pe care datele de pe copia cartonului le introduce la pagina verifică carton. Ok. Și vede statusul. Și zici tu că în felul ăsta nu mai există riscul să apară cartoane dispărute? Exact, da, care era cea mai mare problemă, pentru că multe nu mai ajungeau în urnele platoului. Aici, fiind toate supravegheate, monitorizate, ajung în siguranță în urnele din platoul de filmare. Bănuiesc, corect. Și bănuiesc că acum, voi lucrând și online, pentru că practic vindeți biletul cartoane online și așa, există o monitorizare strictă chiar și din partea ONJN-ului? Toate sunt datele sau raportate către ONJN? Exact, da. Ok. Toate datele, am văzut că aveți un milion de premii puse în joc. Un milion de lei premii totale. Exact. Un milion de lei premii totale. Înseamnă că ați vândut sau nu ați vândut? Ați vândut ceva? Da, exact asta. Are balta peste. Are? Are. Da? Ah, bun, deci nu ne facem. Să nu fie scumpit de alea, că nu scumpit, cum să numesc, ca ăștia captură la Marea Neagră, nebunie, de alea. Hamsi? Mă, lasă cu ceva, să nu fie hamsi. Să facem mână. Ce ați vândut bilete? Am vândut, da, iar cererea este foarte mare, chiar am rămas. Când înainte să vin la dumneavoastră, am vândut un top pe online, deci... Bă, se vinde cu topul aici, nu? Da, mă, uite, așa și scrie, ce cumpără topuri. Deci topul ăla cât are? 100? 1080. De 1080 de cartoane. De cartoane și top. 100... 360 de taloane bonus. Bun, care e diferența între, ia să zic, balon, între carton și talonul bonus? Talonul bonus este un talon care intră în urne, în urnele de la platou, în urne speciale pentru taloanele bonus. Nu se regăsesc numere, combinații de numere pe ele. Pur și simplu extragem câștigătorul. V-am tras o țeapă nouă. Deci, bun, deci în afară de premiile care le oferiți, în baza câștigului jocului de bingo, aveți și aceste taloane speciale la care se trag... E ca o tombolă, practic aceste taloane bonus îți asigură o șansă suplimentară de câștig. Câștig foarte mare, pentru că ai posibilitatea să intri la extragerea de la premiile telefonice, care premiile telefonice sunt cele mai valoroase. Bun, hai că mi-aduc aminte acum de vechile. Eu mă uitam doar la Mitoșeu, că el a fost și... Cu zile, domnul Geo. Suntem și prieteni de ani de zile și... Dar nu asta mă interesează. Deci eu pot cumpăra un carton. Nu, un carton nu puteți cumpăra. Puteți cumpăra o serie de cartoane. O serie de cartoane care au șase cartoane plus două taloane bonus. Bun. Okay. Ele sunt înșirate într-un fel. Exact, da. Acele cartoane intră într-o tombolă. Da. Și acele taloane intră în altă tombolă. În altă tombolă, corect. Okay. Bun, perfect. Aceea, cum ai zis, că prima dată nu pierde nimeni. Ce intră la a doua tură? Cartoanele sau și taloanele? La a doua tură intră... La a doua emisiune. La a doua emisiune intră cartoanele care la prima emisiune au fost necâștigătoare. Corect. Cele câștigătoare sunt date la o parte. Alea au câștigat. Au câștigat, exact. Da. Intră cele necâștigătoare și taloanele bonus cumpărate pentru ediția în curs. Deci taloanele bonus nu intră decât o dată la extragere. Nu intră decât o dată. Da, la următoarea, exact. Proxima emisiune. Exact, da. Ok. Doar la prima și a doua ediție, cartoanele necâștigătoare
dintr-una se duc și în a doua. Exact, da. Sau poate va fi viitor și așa. Va fi așa și la a treia și la a patra sau numai... Nu, va fi ediție de ediție. Cartoanele necâștigătoare deci participă să săptămâna următoare. A, da. Deci asta e permanent, nu e doar la prima. Da, da. Ai zis că doar la prima... Nu, nu, nu. Deci știți șansa și a doua și a treia și a patra. Doar la prima ediție, cea de duminică, acum nu avem decât taloanele bonus în urne. Corect, pentru corect. Că nu există... de bun, stai să o înțeleg acum altfel. Cartoanele de la prima ediție intră la a doua șansă la a doua ediție. Exact. Cartoanele de la a doua ediție, fără cele de la prima ediție, intră la a treia ediție. Da. La șansă. Ala de la prima ediție, dacă n-au câștigat nici la a doua, la revedere, la revedere. Și da, deci nu, numai da. Una înainte. Numai nu, okay. Păi nu, nu, poate oamenii înțeleg, bă, am luat un carton și 10 ani de zile am de câștigat. Da. Da. Dar fie ce citesc eu aici, garantat premiul de linie și de bingo. La top. Dacă cumperi un top? Dacă cumperi un top. Cât costă? Păi sigur, e un n-ai cum să pierzi. N-ai cum să pierzi. Ai garantat linie și bingo, premiul de linie și de bingo. E clar, n-ai cum să pierzi. Un top costă 1728. 1728 de lei? 28 de lei, da. Și poți să câștigi 10 lei. E bună treabă. La linie, nu, neapărat. Poți să câștigi de 10 ori sau da. 100 de lei. Da. Cât e premiul de bingo? Premiul de bingo. Eu să știu că am încercat cu Loz în plic pe vremea ucea. A, și am cumpărat o pungă și cu banii, n-am avut bani să iau o pungă întreagă, am luat jumătate de pungă și cu banii de câștigați am luat cealaltă jumătate unde n-am mai câștigat decât puțin. Dar pe total, pe pungă am câștigat vreo 10 lei. Da? Da, da. Ești tare. Da, a fost, chiar a fost interesant. Ești tu de că la 600 de lei o pungă. Nu mai era 600 de lei. Da, mi-amintesc că m-am distrat tare tot că am desfăcut. O dura o mâine. După am început cu foarfe care nu mai puteam să le rup. Eu nu știu dacă am scos 100 de lei din 600. Nu, eu am scos. Mi-amintesc că total am câștigat. Am ieșit în câștig. Mă gândesc, asta e un business deja. Da, nu. Dar aminte de ce spunea, Constantinescu la emisiune. Ții minte cu aia pe la Iași sau... Dar nu e Constantinescu. Sorin, când spunea că îl sunava de la loterie, bă, da, câștiguri în costic, câștigă ăștia la ea și în continuu. Și ăștia da. Au amestecat bine biletele și era o pungă numai câștigătoare. Da, eu mi-amintesc când era cu celebrul Florin Călinescu, câștigau ăia numai de la Mioveni, nu știu dacă... Bă, numai Mioveni câștigat. Avem că... și acum o cerere foarte mare din Argeș. Da? Da. Hai să vedem un pic. Deci la un top șansele sunt foarte mari de a fi extras. Ok, bun. Asta pe lângă premiul de linie și la de bingo. La un top șansele sunt 100% să câștigi premiul de linie și de bingo. Da, fără discuție și dacă sunt mai mici, vezi ce măcar faci. La extragerile, pentru participi că o să avem premii speciale. Există și așa, asta vreau să te avem întreb, premii speciale există? Da. Există, da. La prima ediție o să avem 200 de premii speciale. Ce înseamnă premiile speciale? Premii speciale în bani, dar valoarea lor... Astea vor fi interactive sau pur și simplu... O să fie, da, ne-am gândit să fie interactive. Pe viitor ne-am gândit să oferim tot felul de premii, constând în vacanțe, în excursii, Ferrari, în telefoane. Da, și bă, vaccinul, nu faci vaccin, la mână. Vaccin, bă, ai câștigat cu vaccin, bă, nu vreau, bă, trebuie să-l iei, mă. Dacă tot ce așa aș pomeniți de Ferrari... Șansa ta e să te cum e, să-ți facem vaccin cu Astra. Da. Nu, de exemplu, o să fie la premiile telefonice, premiile speciale. Astea, premiile telefonice, cum se fac? Că ai tot zis de ele. Cum? Vă alegeți voi? Cum faceți cu telefoanele astea? Pur cum? Și simplu, se extrag din urne, din fiecare regiune. Și sună pe cineva. Și sună pe cineva. Nu, dar după ce criteriu sunt alese numerele ca să intre în urna? Din ce scrie pe cartoane? Adică din conturi e făcute? Sau da, sunați un număr aleator? Nu, bă, nu. Este din taloanele care sunt. Da. Din taloane sau din cartoane? Din ce la prima ediție o să fie din taloane bonus. Din taloanele bonus. Din taloanele bonus. Mm-hmm. Deci sună pe unul, ăla răspunde ce da, suntem bingomania, bună ziua, bună vaccin. Ăla spune, a, cine, Răzvan și Dani? Nu, mai greșit emisiunea, ai greșit postul, nu. Da, și nu zice așa. Probabil că eu n-am să zic. Îl mai întrebați ceva, vă mai spune? Adică o să fie ceva interactiv. Voi care o întrebarea de baraj, dacă răspunzi la întrebarea asta, îți mărăți de trei ori. Eu așa aș face. Cine sunt? Bă, spun trei întrebări. Da, prima. Prima. Câte întrebări mai am? O să fie doar câteva întrebări cu referire la datele de pe carton. Serie, număr, top. Și zicea, bravo, ai câștigat suma. Deci o să fie cu tabela, așa, întorci tabelul 3. Acum văd că mă forțat să dau din casă. Deci așteptăm în emisiune. Băi, nu, eu vreau să știu înainte, că să știu cum o zimă și un carton. Pentru premiile telefonice o să avem o roată de care vedetele emisiunii sau pe cine desemnează. Invitații speciali. Da, poate eu știu. Poți să-mi și aleg, bă, vreau să-mi împărtă roata ăla. Interesant. Da. Deci, între cine și cine are de ales? Sunt vreo 4, 5, 6 pe acolo și spune, mi-e place de la Vinia.
Așa. Da, poate vrea să-i tragă la Vinia de roată, nu vă rusă în gol. Vă rusă în gol, sunt certați. Sau poate vrea unul din invitații speciali care o să fie în emisiune. Am înțeles, am înțeles. Deci a fiecare emisiune vor fi invitat special. Vor fi invitat special, da. Ce, să zicem, au vreo tematică anume emisiunile astea, show în general, nu, că bingo e clar, umbrela mare, dar pot fi la Edno, Edno în general este muzică populară. Vor fi și alte categorii de, nu știu, da, să aibă tematică. Trânce și pe techno și pe altceva sau doar? O să fie diverse, Metallica, ceva, Iurea, hip. Nu, nu o să ascultăm cu siguranță numai muzică populară. Nu mai populară? A, nu, va fi și altceva. Va fi și altceva. V-ați gândit să dați și alte premii. Cât timp? Și alte premii, da. Acum, ca să vă... un mic secret, unul din premii o să fie o mașină, cel puțin unul. Adică pe roată o să se găsească și... și o mașină. Și mașină, da. Bun, bun. Ce pe mașină? Lângă premii în bani. Ce mașină? Dacia electrică. Dacia mașină bine. Electrică de călcat. Rămâne să vă uitați la emisiune. Ne uităm, ne uităm. Cât ține emisiunea? Să știu cât timp în emisiune? Două ore. Mamă, exact cât e Formula 1. Nu. Puneți-o și voi la două, bă, că la patru, ce pe Formula 1. Dar de ce vă puneți voi Formula 1? Că și acolo se poate paria și acolo... Da, invitat special Formula 1. M-am uitat de curiozitate să văd dacă sunt ceva meciuri importante. E cursa de la, Portugalia. Adică, adică campionatele și-au decalat. Special ați vorbit cu ei, dar ăștia de la Formula 1 n-ați apucat să vorbiți. Cum îl cheamă până la Eccleston? Nu mai Eccleston. Bine, mai e, dar nu e. Acum e fiecare cu amăsi. Da, deci o să fie un show spectaculos, destul de incendiar. Eu așa îl consider. Uite cum ar arăta ediție. Să vezi pe mașină Ferrari Edno TV, Bingo Mania. Bă, Bingo Mania salvează România. Bingo, da. Să dea Dumnezeu. Și în continuare, duminică de duminică, o să avem diversi invitați din diverse genuri muzicale. Ah, credeam că din domeniul politicii, mă gândeam. Nu, nu, dacă, în politică, nu, nu știu dacă și are rost. Nu are rost, da, politică nu, stați nu, parte, nu, nu se pupă cu... Nu, dar oricum suntem prost văzuți în politică noi cu jocurile, așa că nu. E, de ce? Nu, că și ei câștigă. Alex, tu înainte, da, de, înainte de proiectul ăsta, ai mai fost... Te-ai mai ocupat de ceva legat de jocuri sau ești virgin în jocuri de noroc? Fost să spun că lucrez de 10 ani în industria jocurilor de noroc. Ah, deci nu ești un oarecare, nu ești un neavenit. Știi despre ce este vorba? Știu despre ce e vorba, da. Cea mai mare majoritate a timpului am fost manager de zonă, manager regional. Pe pariuri bănuiesc. Pe pariuri sportive, da. Pe partea de francize. De asta eu vin de la, din Ghesbet. Am colaborat destul de bine cu... Apropo că zici de, zici de franciză. Asta, partenerii de distribuție, cum poate deveni cineva partener de distribuție? Și asta e o chestie interesantă. Păi, foarte simplu. Sună la numărul de call center sau ne contactează prin diverse căi. Eu știu dacă... Cât îi dați? Depinde de fiecare. Acum depinde cu câte puncte de vânzare vine, da. De la 5% până la 10% putem să dăm. 5% din valoarea din ce vinde. Da, din ce vinde. Dar oricine poate. De exemplu, cea mai nouă colaborare a noastră este cu un lanț de magazine alimentare și de panificație. Oamenii și-au arătat interesul să vândă. Da, asta e o chestie, oricum mai cu cineva acolo. Oricum, îmi diversific și eu afacerea, mai câștig și un bănuț. Sigur că nu, e foarte bine. Și eu îi sfătuiesc pe toată lumea să-și deschidă. Dacă mai ales dacă au un magazin, ce-i costă? Așa că e rău pe toți cei care ne urmăresc să apeleze la noi cu încredere, fără pentru discuție. Că cu siguranță o să fim căutați, adică dacă în primă fază am fost noi cei care am alergat după o rețea de distribuție, din momentul în care o să apară show-ul la televizor, o să fim când ai noi succes, ești căutat. Așa este. Dacă nu ai succes, te caută nimeni, dar în momentul când ai succes, exact. Sau te caută, dar te caută aia care au să-ți ia, să-ți ia banii. Bun, acum am văzut că aici aveți un slogan cu Bingo Mania. Treci pandemia, da. Și când se termină pandemia, ce mai faci? Schimbăm sloganul, nu? Bună, asta îmi place, mă bucur. Avem și distrează-te și câștigă, pentru că, practic, este o distracție, este un show, trebuie să-l privim ca pe un show, în primul rând, absolut, la care ne distrăm și după aceea... Ca orice joc de noroc, în primul rând, e o distracție. Nu e o distracție, da. Sigur că da. Și trebuie jucată responsabil, nu te duci, uite, bani de pâine, te duci să-ți iei...
carton la bingo cu speranța că o să câștigi. Chiar sunteți membri și voi al jocului responsabil? Aveți sau asta e o treabă din interior? Asta e o treabă din interior, cred da. Cred că spre noi pe piață. Da. În momentul de față nu suntem, dar cu siguranță o să... Nu, trebuie să fiți pentru că, din punctul meu de vedere, toți organizatorii trebuie să promoveze jocul responsabil. Fără discuție, da. Pentru că ăsta este singurul mod în care putem începe să fim și noi văzuți altfel. Da, pentru că în momentul de față suntem văzuți ca... Așa este. Da, noi ne dorim acest lucru, ca fiecare să fie responsabil, pentru că nu vrem reclamații și certuri și... Reclamații veți avea o... Reclamații vor fi, da. Discuție, nu există să-i mulțumești pe toți. Acum ce să zic, timpul nostru s-a cam terminat pentru această emisiune. Dragi prieteni, țineți minte... Site-ul este bingomania.ro. Emisiunea... Programul TV este Etno TV. Da, canalul TV este Etno TV. Ora este 15. În fiecare duminică, ora 15 pe Etno TV, Bingomania salvează România. Era pe vremuri, pandemia. Acum trece pandemia. După aia o să fie Bingomania salvează pandemia. Da. Distrează-te și câștigă. Un alt slogan de sub-slogan. L-am avut ca invitat pe Alexandru Sârbu, project manager în cadrul Bingo Show, cea mai recentă apariție, apariție în industria de jocuri de noroc din România. Vă dorim succes, cumpărați cartoane, cumpărați topuri, bucurați-vă de taloanele bonus, bucurați-vă de muzica pe care o veți asculta la și de spectacolul care și de spectacolul ține. Și câștigați, fraților, bani, luați-le banii, mâncai-vă și... Deocamdată, nu au Ferrari, deci nu au cum să facă cu banii. Pentru că Ferrari, cred că și ea data viitoare, că zice că au vândut multe. E clar, următoarea emisiune vine cu Ferrari. Facem în curte emisiunea să vedem că e cu Ferrari, cu astea, cu nebunii. Asta e. Jacuzzi ai? Încă nu. Nici asta n-ai. Nu. Mă gândesc că jacuzzi ții după prima emisiune. După prima emisiune, da. Fără discuție. Măcar o cată de cu jacuzzi. Măcar o dată. Nu, aia din lemn, cum se numește? Ciubăr. Ciubăr, măcar un ciubăr. Măcar un ciubăr, da. Și își pune cu polonicul. Bine. Vă mulțumim frumos, mulțumim că ai venit. Alex, mulțumim de prezență. Mulțumim că ai venit. Mult succes. Așteptăm să ne spui la un moment dat să mai apar pe aici, să ne spui... care sunt... Cum a fost... Care e pulsul. Mulțumesc, Vlad, pentru participare. Mulțumesc și eu. Vă așteptăm. Și în primul rând vă mulțumim vouă că ne urmăriți. Vă mulțumim că ne urmăriți emisiunea. Vă mulțumim că urmăriți canalul TV Casino Life and Business Magazine de pe YouTube. Vă mulțumim că urmăriți conferințele, care sunt din ce în ce mai populare. Vă mulțumim că existăm și că suntem datorită vouă, pentru că ne alocați o parte din timpul vostru și asta reprezintă cel mai mult. Până data viitoare, toate cele bune. La revedere. Toate cele bune, la revedere. Bun, nu, e bun. La virusul. Pauză. Băgați reclamă. Primă șansa să fie de câștigat.